la semnul de govăjdia. În ziua de azi o începem cu coborârea la Hunedoara. Bine, acum de la urcăm înapoi. Pentru a face noi cumpărături pentru domnul Beni, mecanicul nostru fin de baie. Uite ce fain e peisajul. Acum cum au venit ploile de o săptămână, totul a înverzit. Până acum totul era așa uscat, fără frunze, fără nimica. Parcă ești în poveste aici. Numai dacă ar curăța un pic ăștia drumurile să mai și vezi după curbă, știi? Uite, vezi, de exemplu, acum vine curba, da? Dar uite că un metru din drum e luat de frunze din doamna trecută. Deci după curbă nu vezi nimic, vezi? Deci dacă ne-ar auzi ăștia de la Hunedoara, să mai miște și un pic ceva pe aici. Uite ce scutură. Drumul nu e rău, nu e rău, e foarte rău în unele zone, dar nu e rău, numai foarte rău. Dar uite, e păcat că nu curăță, vedeați asta. Așa din video, nu știu dacă vă dați seama, dar un metru din drum de pe dreapta e acoperit de iarbă. Asta este, dar uite ce fain e acolo sus. Stâncile alea și... Ce să ia, pini? Pini. Uite, aici avem un punct turistic, unde zice că aici ar fi... Hai să vedem cum anunță aici. Tunelul de 800 de metri. Am fost în el, e foarte fain. Deci dacă veniți pe zona asta Govăjdia, trebuie să vizitați și tunelul, că e păcat să nu-l vizitați. Bă, ce fain e aici, nici nu vezi cerul, numai într-unele zone. Asta e urcarea am trecut de Govăjdie și urcăm în sus. Dar nu puteți să urcăm în jos, aici vine o curbă mare, dacă țin bine minte. O groapă faină în mijloc. Aici pe stânga, undeva sus pe pantă, este biserica greco-catolică, ceva monument istoric, încă n-am fost să vizitez. Uite acolo sus se vede printre grămezele alea. O biserică, o vedeți acolo un pic de umbră în stânga. Biserica greco-catolică sau romano-catolică. Uite aici ce fain e. Verdeață și verdeață și verdeață, numai cu drumul așa de rău, că trebuie să țin cam în 2 minute de volan. Băi, cei care sunteți din Mureș și vă uitați la clip, să știți că nu-i... muntele ăsta de aici, din pădure, nu seamănă cu muntele nostru din, de exemplu, Lunga Bradului, știi? Sau Sălardu sau alea. Aici e altfel de munte, adică... Cum să zic? Nu e așa de mult conifer, așa de mulți brazi în pădure, sunt mai mulți foioase, mai mulți copaci foioși, să zicem bine, și este alt aer. Adică nu e așa umedă ca Lunga Bradului, aici tot timpul anului e mai mult secetă, cumva, să zic așa. Și după panta asta se termină cu binele, începe drumul de pavaj, frumos făcut de firma de pavaze. Man, ce e aici? E interesant cum aici mergi un kilometru pe drum de asfalt, după aia dai dintr-una de drum de piatră. Și nici asta nu-i bun, uite, aici un pic e bun. Am uitat să mai continui cu asfaltul, băieții. Uite aici, trecem peste fosta linie cale ferată. Aici începe distracția. Uite ce e aici, man. Dar câte gropi sunt aici? Hai să văd care. Poate să numere, că eu nu pot să număr. Eu între timp trebuie să țin cu mâinile de volan să nu sară șanț. Hai că mai bine luăm pe băltoaca asta mare. Cred că e mai bine, că e numai o groapă mare. Ai, ce rău, ui! Dar de ce nu te scurge acum în pârâu apa aia? Iară gropane și gropane și gropane și gropane. De aici undeva trebuie să apară și izvorul meu fermecat. Să mai fac puțină alimentare cu apă de izvor. Nu-mi place să beau apă din sat. Pentru că câteodată se mai oprește apa în sat, se termină. Și vine din aia tulbure și nu e prea recomandat să bei. Adică n-am decât să încumă să beau. Dar undeva aici după astea 2000 de milioane de gropi apare și un izvor imediat. Uite ce fain e drumul. Merge paralel cu pârâiașul. Cred că e pârâul runcul mare ăsta, să fie runcul mare, oare pârâul, adică pârâul runc sau alt pârâu. Păi să nu trec de izvor, cum toți vorbesc aici. Am ajuns la izvor, ha-ha! Asta e izvorul cel mai bun din zona. Oare m-auziți de aici? Am zis că ăsta e cel mai bun izvor din zonă. Gătim puțin flaconele, are chiar volum fain. Asta e drumul spre căbănuța mea în sus.
Și am noroc că drumul mă duce chiar la izvor. Păi ce fain se umple, ce fain se umple. Aici spatele, dacă se vede, e așa, e zidit cu piatră, vezi? Așa un cămin mare de apă. Și că e făcut de prin 1700. Deci apa care curge pe drum are o țeavă și mere direct în pârâu. E că vine ploaie iară. Deci dacă ajungeți prin zonă, aici vă opriți la izvor. Ah, ce fain e aici. Trebuie să-i mulțumim lui Raul din Târgu Mureș, pentru că astăzi m-a sunat un băiat din Târgu Mureș, Raul, și mi-a spus că ne urmărește filmele noastre și vrea să ne doneze ceva. Și cu această ocazie îi mulțumim lui Raul că ne va dona un... cum se numește la Raul? Un butoi de un metru cub, de la mare, pătrat, alb, pentru a-mi depozita apa de ploaie în spatele cabanei. Pentru că, în caz că se mai lua apa în sat, să am un pic de apă până vine apa. Deci, Raul, mulțumim pentru donație și mulțumim că ne urmărești. Acum să vedem cum facem să ajungă butoiul ăla până aici, la munte. Oare pe jeep pot să-l aduc, Raul? Poate dacă îmi dai două, poate că ajunge pe jeep în vârf. Nu, inițial, Raul a vrut să-mi dea două butoaie. Dar cred că unul ajunge, Raul. Mulțumesc frumos. Un butoi ar fi perfect. Cred că intră și pe jeep. Numai acum mă gândeam, are să-l bag în pământ sau să-l las la suprafață, pur și simplu. Și să vină ciuterna în el, în butoi. Aici zic că tu știi mai bine, Raul. Mulțumesc frumos de cadou. Și tot Raul a ghicit și ce specie de lilieci aia cu urechi mare. Păi, adevărul e că e două ori mai mari ca liliacul comun, care îl vedem în fiecare zi. Hai să punem apa aici pe mașină, ca să nu mă mai pun pe jos după ce le umplu. Ce dată e astăzi? Azi e 4? Azi e 4 mai. Așa de frig e, și foarte frig. Până acum puteam sta în tricou în curte și de astăzi se stau cu... Pa, uite cum simt pe gât, cum bate vântul. Era un mulțumim de butoiaș. Trebuie doar să mai pun ciuterne pe cabană, că n-am ciuterne. Aia va fi altă excursie, altă experiență. Dar e fain la munte, nu se compară. Și Ani de nuț așteaptă cărpătorul de lemn. Ani, voi face un cărpător din lemn de mesteacăn, pentru că am niște scânduri faine făcute de un domn din sat, de mesteacăn, de la fain, fain așa, nou, verde. Le voi debita și voi face două, trei cărpătoare, Ani. Dar cum vor ajunge cărpătoarele până în Beiuș? Aia e curios, până în Arad, nu? Județul Arad, așa-i? Le pune la curier, Ani, le pune la curier sau le dă la cineva să le ducă personal. Ai ce rece mi la gât! A zis domnul Rel că astăzi ninge la munte, el are televizor, se mai uită la TV. Să sperăm că nu ninge, totuși. Am luat sămânță de gazon, 2 kg, să arunc prin curte. Că acum, după ce o săpat Ionuț cu excavatorul, o rămas ca după război. Și voi încerca să pun și pe clipul ăsta niște filmări de pe dronă cu curtea, în timp ce săpau băieții la conductă. Mă nu știu la ce rezoluție se vor descărca, că dronul a filmat 4K. Dar să văd se descarcă cât de cât măcar 720 să pun pe filmare. Ultimul flacon. Așa de bună e apa asta, dar așa de rece îi, și acum așa de rece e afară. Hai că acum au gust un pic să văd cum e. La 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 la. Îmi pare rău că n-am mai multe flacoane goale, să mai duc mai multe sus. Hop, mai ia să vedem. E mai, afară e mai rece ca temperatura apei. Că reumple flaconul. Și acum o luăm încet înspre deal, în vârful dealului. Încă am de aici o jumătate de oră de mers, cel puțin o jumătate de oră. Ia să pun eu cumva pauză. Am umplut flaconele. Aici e tubul de la Dedeman, l-am pus aici pe mașină. M-am întâlnit și cu un curier, am luat alt tub. Deci ne continuăm drumul. Aici e înorat, se vede că e înorat. Părâul curge, uite ce părâu fain, uite ce curată e apa. Iar pe fundul apei, ce vedeți acolo, ăla mai maro, este steril de la halda de steril Crăciuneasa,
într-o mină de talc și dolomită. Deci după ce spălgeau piatra, rămânea sterilul ăsta. Un nisip. E un nisip fain. Nisip pe gratis. Deci dacă ai nevoie de nisip, numai să fii cu remorca și să încarci cât vrei. Și iar plouă. Acum suntem pe drumul nou făcut. Acum primăvara asta l-au lăsit un pic drumul. Vedeți aici? Plouă. Pune satul alun. Se văd așa norii de ploaie. E o ploaie măruntă, dar sigură. De aici este asfalt de aici. Hop. Ne-am urcat pe asfalt. La drumul așteptătoare. Uite ce fain se vede pe aici. Ce culori faine, roșu ăsta. Asta e marmura, vedeți? Unde vezi roșu ăla, pământul ăla roșu-lut și piatra aia albă. Asta e marmura. Da. Bine că avem marmură aici. Nu facem nimic cu ea. Ce culoare are aici pământul. Vai, ce noroi pe aici, ce greu merge. Stai, mamă, cum fuge fundul la mașină. Aici e prăpast pe aici, stânga, așa că încerc să fiu mai atent un pic la drum decât la povești. De acolo ce prăpast e, băi. Chiar că e rău, e foarte rău drumul, e foarte, foarte. Nici nu pot să mă duc. Nici cu a doua nu pot să mă duc. Aici e iară piatră. Cine are nevoie de piatră poate să vină să-și ia, să-și care cât te dorește. Ei, mamă, ce de piatră aici. E foarte rău drumul, foarte rău. Hai că pun un pic pauză la filmare și încerc să țin cam în două mâinile cumva de volan. Acum ne uităm la roadele vestre, interiorul ei. Am văzut că e foarte fain lemnul ăsta din ea. E foarte fain lemnul. Și ce-ar fi dacă din lada asta aș face blatul de chiuvetă? Voi ce ziceți? Hai ce fain e lada. Are 150 lungime. 1,50 m are lungime, da. Are niște îmbinări foarte faine. Cred că așa, după estimările mele, lada 1850-1860. Foarte faină. Am dat jos o spundură de aici de pe ea. Aici am îmbinată cu lemn. Astea nu sunt frumoase îmbinătoarele astea. Dar uite ce faine sunt modelele de pe ea. Și e în podul casei. N-am cum să dau jos mai încet. Numai dacă îmi dărâm podul. Așa că trebuie să o dezbin aici în pod. Dau la o parte țigle ca să fie lumină. Tare faină, tare faină. Mi se pare mai faină partea asta. Maro asta mi se pare mai frumos pentru plat de chiuvete, nu? Păi ce faină, ce fibră faină are. Atunci o să facem, o să-i tai de aici o dezbin. Te mă uit ce mă duc și între geam. Oh. De aici o dezbin așa. E focalizează aici, focalizează aici. Aici așa telefonurile. Dar dacă m-aș asculta telefonul ăsta, ar fi fain. Focalizezi? Nu vreau, acum am focalizat. Deci dacă dezbin aici, da, marginea asta, mă rămân și picioare la blat, picioarele astea vor fi. O să am și picioare și blatul de chivete lung. Dar cum fac eu să dezbin asta? Cred că plantă, uite ce solid, că o înclin, nici măcar nu se mișcă. Hai să-i rup fundul, că uite fundul mi-e ca de care, cu fundul numai în gunoi. Se văd după aia dacă pot să mișc cumva. Ia să vedem. Hop, aici ce grea e. Ce fain, și acolo pe capăt are așa în ridicătura aia faină. Foarte faină. Da, m-am hotărât să tai aici cu fierăstrău la distanță de 60. Așa de centimetri. Îi tai marginea asta. Și... se poate tăia aici. Se poate tăia. Ai câte un cui, una alta, dar e ok, e foarte faină la, dar ia să văd dacă trebuie să fac. Eu trebuie să fac 130 pe 60 adâncime și înălțime. Bună întrebare.
așa, un pic de liniște. Cum acest fac blatul ăsta de chiuvetă. Era prea lung, așa că l-am tăiat ca să-l scurtez un pic. Și să văd dacă reușesc să scot afară chestiile astea de aici. Se vede de acolo ceva sau e filmat prea aproape? Hai că dăm puțin mai spate. Așa. Deci. Am aici un topor, am o dăltiță. Asta e o radă veche de veste, după cum ziceam. Acum ce să o scurtez la o... Cine vorbești, mă? Vorbesc? Cu cine vorbesc? Da. Cu singur. Voi cu cine vorbiți acolo, că v-am auzit? Noi suntem doi, tu ești singur. A, voi sunteți doi? Da. Uite aici, încep să fac tu chestia asta, știi? La chiuvetă. E fain elul ăsta? Hai că e fain. Da. Nu-ți place. De unde l-ai luat? Ce? De unde l-ai luat? Din pod. De unde e din pod? De la casă. De la noi? Da. Că n-ai văzut-o? Nu, n-am văzut-o. Ai tu copilă. Uite, vezi că mai este una acolo în dormitor, aia mică. Uh-huh. L-am pus lemne de foc, ai văzut? Da, da. Așa că e faină. Uh-huh. E faină? Hop. Râzi tu, râzi. Oh, e și fain? Da, da. Trebuie un cui mare aici. Dar tu nu te vezi. Nu mă văd. Dar cine se vede? Nu te tu te vezi? Nu. Nici tu nu te vezi. Ei, băi, cum? Nimic. Da, mă duc și la lucru. Ce lucrați voi acolo? Hmm? Ce-o zis, Beni? Ce-i? Nimic, nimic, facem seră. Ce faceți? Seră. Seră? Da. Așa cald de acolo? Da. Faceți seră? Da. Bă, dar ce bine e prins asta, mă, că nu se lasă, nu. Lăsăm. Păi mai povestiți ceva. Nu, că mă duc la treabă. Mulțumim de papa. De tu, Mari. A fost bună? Da, ciocanul l-a descos cu el, ai? Acolo, ăla roșu. Am să-l caut și să-l aduc. Mi-l arunci un pic, da. Numai nu în telefon. Ia, ia uite, ia. Nu, nu pe telefon. Aoleu. Ce-i? Da. Este vă... un pătrat, uite de exemplu gresia asta sau alta, micuță, pătrată, frumoasă. Aia nu-i micuță. Ceva micuță așa pătrată. Trebuie să dau la Beni o scând, o gresie. Ceva 10 pe 10, așa știi? Bă, alea mici nu le-am prea ținut. Dacă nu, uite, stai asta aici. O, pe întreagă? Păi așa, uite. Colțul ăla îmi trebuie, dacă e la 90 de grade. Dă-i să meargă. Bun. Perfect. Ia drumul bine. Să-mi iau ăsta direct, știi, n-au are? E bine? Am uitat, am luat o părță. Îmi trebuie un nou strec. Da, te uiți, ăla e bun. Ăla e gros. Nu. Dau, dar îți dau din asta nimănui. Bună asta, sunt mică, scurtă. Un om drept. Asta nu-i bună așa asta. Bună. Dar nu-i tăiată. Nu tăi. Asta nu-i tăiată, uite. E, rupți-mi două, dacă vezi. Bine, gătă-te. Să nu fie așa mai ușoară. Uite acolo colțul, mâna tai colțul. Da, dar mai tai un pic să... Pe rog. Ha, da-le aici, nu-l ca pe rog. Nu s-a nimerit. Bă, omule, tu n-ai noroc cu gresia asta. Stai. Mai încercăm una pentru Beniamin, mai rupem o gresie. Deci îți trebuie un de 90, da? Da. Cât de mic, așa? 10 centi. Bă, a ieșit ceva. Bravo. Uite, ai aici un unghi drept. Fiță perfect. Astea revin înapoi la YouTuber. Ce filmez eu aici? Ba, se vede, se vede. Aici e greu să scot afară chestia asta. Dar nu cred că reușesc să fac eu din asta blat de chiuvetă. Nu, oi fi eu. Man, dar ce bine l-o prins. Bă, ca s-a ieșit singur afară. Oare ce lemnul ăsta fag? Bine, ce lemnul ăsta fag? Nici nu mă aude. Bă, greu se mișcă treaba. Nu
dacă ia să-ți lasă blat de chiuvetă, sunt curios. Foarte curios, e nașpa când n-ai unelte. Foarte nașpa când n-ai unelte, în care trebuie să nu ești tâmplar. De aș fi tâmplar, aș face ceva. Dați fotograf, așa că trebuie să mă mulez. Ia să punem pe pauză. Să vedem acum cum ia săblatul. Acum trebuie să pun picioare. Să ce te pun ăsta în cap. Ce e mare? Ce ai făcut eu pe gresie? Că nu facem așa. A, l-am văzut. Unde? Nu știu. Dar stai să mă gândesc un pic. Ăla e ăla de făcut rosturi. Da. Acolo, știi, aici nu a rămas în hol. Nu știu, nu l-am descat. Acolo a rămas, afară noi și din casă. Nu, și tot fugit. Nu, asta ar fi blatul de masă. Ia să văd dacă reușesc. Până acum după ce am scurtat-o, dacă pot să-i pun capătul ăsta. Dacă pun ăsta și intră, m-a scos. O să am blat de masă. Nu prea cred că o să vrea. E diferență mare. Și de ce trebuie să trântez un pic astea. Un ciculuz numai. Nu vrea. Sunt mai late scândurile aici. Trebuie să le fac cu ce? Știi, acolo pe masă am chestiile alea două de lemn. Alea, cuțitoile alea, știi? Ce le-am adus din rindeaua aia de vâj. Aici, în geamă, sunt bucătărie în hol. Trebuie să le rindeluiesc un pic. Că nu o să vreau să intre. L-ai găsit, Mari? Ăla de lemn mare. Da, ce vrei, a? Aia de lemn, tu și-a bucăți mari de lemn cu lama de tot. Îți dau la fel. Hai că vine în casă. Am găsit-o. Nu puteți să mai în jos. Este asta era vorba, despre India. S-am primit-o din la Doreluț, din Nemția, de la drum. Am găsit-o. Și adore. Să vrem reușim. Chiar fain merge. Nu mi-te dezvina. Stai acolo. Le rindeluim un pic. Să intre în... Bă, dar nu mi te rupe, e cam vechi. Sper să nu se rupă. M-a chișcat un pic. M-a chișcat bine. Nu, mă pun pe el ca să nu se desfacă. Că se dau acolo, că se rupe, uite, trebuie să rupe colțul. Asta oricum intră înăuntru, deci intră acolo în corp. Hai, mai subțiază-te un pic.
Da, începe să prinde formă, așa-i? Nu știu, colțul ăsta e de cam mare. Înțeleg de ce aveau ăștia lemnarii, meșterii. Aici aveau o masă, că pe masă lucru e mult mai ușor decât aici, jos în genunchi. Asta nu-i mâncat de moli. Bun. Reintre așa. Nu o să intre. Mai luăm un pic. Aici e bine, aici e bine, aici e bine. Acum facem și partea altă. Bă, Beni! Da? Trebuie să facem și în bucătărie chiuvetă. Da, da. Ei, mamă, aia când o mai facem? Nepa ni maio. Ce înseamnă? Nu înțelegi? Nici eu nu înțeleg. Am uitat de ea. E mai ce se umple de... Se umple de așchi aici înăuntru. Așa trebuie să se umple? Care știți să vă ocupați cu rindele? Trebuie să se umple de așchi aici? Hai mă, tai odată! Bă, cum e cu rindeaua asta, mă, că ceva nu fac eu bine, adică... Băi, tu ai mai rindeluit vreodată? Ai mai rindeluit vreodată? Să rindeluiești! Cu rindeaua asta mică, a? Așa, hai că o luat-o, o prins-o. Hai mă, că nu-i bună poziția în care stau eu, știi. Ce am făcut, dar mi-a ieșit 140. Trebuia să am 135. De aici am 140. Și Benny Meșterul ăsta am 135. Deci ceva n-am făcut bine. Pentru că remul a băgat înăuntru în suport de ăștia, știi? 140. Trebuie să mai scoată că 5 centi. Hai ce fac? Pentru că tai chiar de acolo. Da, hai să mai tăiem o dată. Dacă, de exemplu, dacă tai aici are acum în total 100... 140 fix, da? Așa. Hai că lemnul îmi place la atingere, pot să luăm nămușile. Cu lemnul n-am treabă. Cu țigla am treabă, ce mă dar stână. Nu spăl cu toi. Mă spăl cu apă de ploaie. Hai să vedem acum. Nu. Ca să fac 140 în 135, ar trebui să tai, care am tăiat? Asta e tăiată, nu? Partea asta, așa e? Da. Ar trebui să tai de aici încă 5 cm. Și aici să scadă 5 cm. Ia să vedem. Deci dacă scade de aici așa. Deci cel e băgat înăuntru, oricum. Ce vezi înăuntru? Să tai 5 de aici. Să tai fix la 5. Deci chiar de acolo imagine tai. Și atunci rămân, băgăm pe a 5 înăuntru. 5 aici, 5, nu? Bun. Pornim iar drujba.
Iar pornim drujba, ce te fac? Nu mai ieșit din prima. Asta e de masă pentru chiuvetă ce fac eu aici, vedeți? Din drujba, punem pe unul. Hai că dau un pic mai sus camera. Aici e cum o îmbind, să vedeți. Acum trebuie să intre fix pe mărime. Aici e mai deformat un pic decât de la lemnul. Opa, așa. A intrat. Yes, a intrat. Bun. Am dat-o prea încolo. Cam aici ar fi marginea. Na, acum să mă tol să văd cât a ieșit, acum sunt curios.
Platul meu de chiuvetă. Hai că dau puțin în jos să vedeți ce fac aici. Și se vede, se vede, nu? Nu. Facem acum ultima măsurătoare. O 135. Fuhu! Bine au ieșit! Nu m-au devenit. Bun, acum trebuie să facem marginile astea, Nică, că am aspre. Pun cumva așa în picioare asta. Trebuie să prind coșul, pentru că uite că joacă. Nu joacă, nu dansează, joacă. Nimă să-și trepat aici. Deci trebuie să iau și eu coșul repede. Și să mă pun să le prind, ca să nu fugă. Să nu se desfacă toată masa mea. Ea, de fapt, a intrat, s-a crepat un pic. Dacă o prinde repede în hoșurubul să nu fugă. O, dacă e bine mărimea asta. Are capătul ăsta, capătul exterior. Bun. Ei, mă, stai acolo. Nu așa. Bun. Îi dăm tot în găurile astea vechi, îi dăm câte un hoșurub. Da, pe n-are putere drojdia asta de mașină. O prins, mă, că... S-a prins, dar nu mai are baterie. S-a prins mai bine. Deja mai este un loc. Trebuie să mă vânt eu cu mâna, uite că nu mai are baterie. Chiar aici, acum s-a prins. Nu, avem față de blat de chiuvet. Băi, ce praf s-a pus pe... pe telefon cum a filmat. Acum cu rindeluitoare ar trebui să facă semn de marginea asta cumva. Să văd cum să fac eu aia. Trebuie să o prindem ceva pe în picioare, nu? Nu mai avem mult de lucru, o cam ieșim măsurătoarele, trebuie să mai trebuie prin colțul ăsta, că e cam lung. Și iasă în afară, s-a luat mai de 1 cm. Și ai gata. Am noroc că... Hai, rule, tu du-te de aici. Bun. Ce fai, mă, ești de asta? Chiar fain a ieșit. Acum să-l mătur un pic să văd ce culoare are. Ca la final. Face și mai negru. Oare cu ce să-l dau? De ce să-l luteți la perica asta? Dau cu un pic de lac. Să nu intre apa în el. Am lac pe bază de apă, iau pensula și dau, cred că. Și gata. Uite aici, nu-i drept capătul ăsta. Mai tai bine acolo. Sau să nu tai. Să nu tai. Faină, drept. După ce pun pe perete, îmi dau seama dacă trebuie tăiat sau nu. Să mătur și partea altă, uite un cui. Este un cuieniu. Oare, pot să le iau afară. Hai, cu ișor vii. Nu vrea. Cui de la vechi. Îi îndoi aici în spate. Așa. Acum să vedem dacă iasă.
Și ia să... Ieși, mă! Apropo, ați văzut vreodată cuie din astea pătrate? Cuie făcută de fierare. Acum mulți ani. Vedeți că nu-i cui de la cum cumpărăm de magazin. E un cui pătrat. Sunt tare fier înăuntru, nici măcar nu-i ruginit. Așa tare. Cum ar fi cuile din ziua de azi, dacă le-am pune în pământ sau un lemn cu găsită de aia. Dacă iau pensul ăla, dau multe lac pe bază de apă. Asta am tăriat bine. Aici încă un nod, mă arăt de unde vin. Aici, dar e ok, nu mă încurcă. Chiar faină și blatul. Mai periez un pic. Ducem deoparte. Mai caut un hoșurub să merg prin un pic. Încă nu-i fixat complet. Mă duc altă pe mașină, ca să cam slabă. Trebuie să o mai asigur un pic. Niște hoșuruburi din găurile astea vechi. Să știu că nu iasă, nu se răzbină. Așa, băi, bravo. Ăla-i unul, mai bune unul, uite aici am zis asta, nu? Sunt nituri, dar sunt mâncate de moli, de numai prafe din ele. Hai, și capătul ăla, vreo două. Pe fatele, uite astea fata. Două, trei, uite că aici sunt trei deja, e bine. Bun, avem blat de chiuvet. Chiar fain blat. Aici unde s-o clipa să-ți dau și din partea altă un hoșurub, să-l ducă de jos. Dau și aici unul. E gaura veche, oare cât de jos îi trece pe lipația, nu trece. O prins. Nu, avem blatul. Yes. O fost un pic de muncă. Bă, tot se mută repede la lemnul ăsta. Uite, duc la Benny pic înăuntru să văd ce zice. Și mă pute fac picioarele la blat. Mă, mai încerc să fac și picioarele la masă. Cred că iau drujba de aici să ne apară în cadru. Drujba de 3 milioane de la firma de vânzare care începe cu D, se termină cu Deman, dar nu zicem ce firma este ca să nu facem reclamă. Și asta este lemnul de sus. Am scos toate toate alea vechi. Oarecare o fi fața. Asta e capătul. Punem primul. Oare așa. Asta e culoarea faină. E bine, așa. Zbor, zbor pe tine. Asta e fain, asta e fain. Vedeți că scândurile astea sunt făcute așa în pană, adică intră una în ea, una în alta, uite. Așa cum s-a combinat. A intrat una în alta. Cam așa. Eu acolo vedeți ceva? Ia să văd ce se vede. Pare... Băi, nu m-am uitat la un TV, cred că de mai mult de două săptămâni la televizor sau la radio. Deci nu știu ce se întâmplă prin lume. Dar aici chiar uiți de tot ce se întâmplă în lume. De tot ce se întâmplă în lume, uiți.
Cam așa. Ar trebui să fie platul. Poate să-l prinde cu... Deci asta vine piciorul. Din față. Deci așa voi vedea când stau eu la chiuvetă, voi vedea partea asta. Să va fi exteriorul. Da, chiar fain o să arate. Place. Mă trebuie să-l prind cu niște vârfuri să-l fixez un pic. După aia, dacă trebuie mai îngust, îl fac mai îngust, dar momentan să fie prins. Ce bădine are? Nu știu, că n-am la mine ruleta. Unde a fost ruleta? Vio, dacă te uiți la film, înăuntru se cântă muzica ta. Zbor spre tine. Beni, zi mai tare, ce cânti? Ce cânti, Beni, ce muzică? Nimă, de unde știi? No, și astea au murit bateria, mă, toate, astea-s goale. Ați observat că pe fundalul la multe videoclipuri e o voce de fată, aia e sora mea, Viorela, care cântă foarte fain. A scos un album în anul 2004, dacă țin bine minte. Din păcate, atunci nu mai fost mica, dar este profă de canto. Face o treabă de milioane. Și la cabană ca mea este sunetul. Fiecare zi. Hai, doamna Panzer, hai! Mă hai, încă un pic pornește, hai! Yes! Și asta va fi un lateral la piciorul de chiuvetă pe 85. Dacă trebuie să facem mai scurt, rapid, luăm rujdea și tăiem. Aici sufletele nu-i drept, din păcate. Poate voi lua rujba și voi îndrepta un pic. Opa, așa, partea asta. Se vede acolo ceva? Ia să văd. Aici sus mă refer că, uite, vezi așa un pic de nivel la un pic curbat. Și așa se încheie ziua de astăzi. Uite un cadru fain. Asta e un cadru și mai fain aici așa. Lumea e obosită. Se întunecă. Tot înorat. Mai bine, nu e prin dreptul geamului. Hai să vedem să fie mai interesant un pic. Acolo-s vecinii din spate. Și încheiem cu ziua 12. Să sperăm că va veni o zi de 13 mai bună. 13. Ia să vă văd pe mine. Eu cum arăt? Nici nu m-am văzut astăzi. Mă vedeți oare? Să vedem că ziua 13 va mai fi mai bună puțin. Acolo se aude când că Iulian lucră. Am lins meșteri în sat. Fain. Îmi place satul. Și oameni muncitori mai rar. Chiar fain. Încă o dată mulțumim lui Raul pentru donația făcută cu acel butoi de metru cub de apă, să-l punem aici undeva spatele cabanei, să avem apă de ploaie, în caz că se va usca iar izvorul. Cum se numește asta? Blatul pentru chiuvete e făcut, l-am făcut la 60 adâncime, 90, nu, de fapt l-am făcut la 80 înălțimea, pe care vine chiuveta, 60 adâncimea și 160 de ani vechimea blatului. Fain. Iară ninge. Așa de frică că zici că ninge. Și vă lăsăm până mâine, mai povestim un pic, mai să prindem focul de tabără, că suntem un pic cam rupți. Arașo. Nu se vede nimic în sus, așa-i? Ăla-i grătarul. Trebuie să fac un pic de jar, să punem aripioarele. Asta e făcut de tavără, care arde în gunoare de ziua de astăzi. Și ăla-i grătarul.
No, oameni buni, noapte bună. Ne auzim pe mâine cu următorul vlog. Să vedem ce reușim să facem mâine. Și nu uitați să dați, vă rog frumos, subscribe. Subscribe. E acolo. Deci butonul de subscribe se află, cum vă uitați la film, acolo în dreapta jos. Este butonul de subscribe, roșu. Vă rog frumos să apăsați pe el și vă vor apărea fiecare vlog care îl postăm. În fiecare zi. Deci chiar dacă îl pun la 12 noaptea, vă va apărea acolo pe ecranul telefonului că Sergiulica a pus un vlog. Noapte bună!